Cum veți face campanie, domnule Turcescu? Campanie în București? De mână cu Traian Băsescu, prin oraș, sau de unul singur? Cred că va fi o formulă mixtă la un moment dat, domnule Tăpălac. Știți de ce vă întreb? Pentru că, având în vedere problemele domnului Băsescu, s-ar putea să vă încurce mai mult, sau nu? Asta este o chestiune pe care au încercat să o sugereze și altor colegi de partid, niște binevoitori. Cum că Traian Băsescu încurcă în momentul de față, vezi, doamne, campanie electorală pentru Partidul Mișcarea Populară. Domnule Tăpălagă, hai să nu fim farisei. Partidul Mișcarea Populară înseamnă partidul lui Traian Băsescu. În momentul în care am intrat în acest partid, știu exact unde am intrat. Iar din perspectiva mea, poate și a dumneavoastră la vremea respectivă, în 2004, când l-am votat prima oară pe Traian Băsescu ca președinte al României, eu nu mi-am dorit să schimbe brusc România sau să se întâmple lucruri miraculoase. Eram exasperat, ca și dumneavoastră la acea vreme, domnule Tăpălagă, de starea deplorabilă în care se afla justiția din România și îmi doream în primul rând lucrul acesta. Poate vă aduceți și dumneavoastră aminte de discuțiile de la mijlocul anilor 2003 cu ambasadorul Michael Guest, cu care ne mai întâlneam ca jurnaliști din când în când și discutam despre nenorocirile din această perspectivă abătute asupra României. Ori astăzi, la ora la care vorbim, în anul de grație 2016, cu toate problemele care și discuțiile care apar în legătură cu justiția din România, este incomparabilă situația cu felul în care arătau lucrurile pe vremea Rodicăi Stănoiu și a lua Marie la PNA. Apropo, cum ați califica acțiunile DNA și prestația Laurei Cândruța Chioveși? Domnule Tăpălagă, am scris-o la un moment dat într-un text în care mi-am pus și eu această problemă. Care DNA era mai bun? Acel DNA condus de Daniel Morar sau acest DNA condus de Laura Codruța Chioveși? Am spus-o în spațiu public și o repet, că din punctul meu de vedere, bilanțul DNA prezentat la începutul acestui an a fost unul întâmpinat de mulți, să spunem, în mod triumfalist. E foarte bine, e nemaipomenit. Dar susțin în continuare că adevăratul bilanț va fi acela de anul viitor. Ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă și vedem ce se întâmplă la un moment dat în instanțe. Pe de altă parte, cred că Laura Căduța Chioveși în acest an ar fi fost mult mai bună ca șefa ANAF, domnule Tăpălac. Pentru că după etapa asta în care, sigur, apar dosare penale cu o grămadă de hoți, de nenorociți, mi-aș fi dorit foarte mult ca, la fel de intransigentă să fie persoana care să conducă Agenția Națională de Administrare Fiscală. Că acum problema cea mare, știți care e? Vreau să le luăm banii celor care i-au furat. Iar ăstora le e mai frică de sărăcie decât de pușcărie. Unii preferă să meargă în pușcărie cu ideea că le rămân bănuții deoparte. Și exemple sunt numeroase, începând cu dosarul Microsoft și cu altele care există. Întrebarea era cum calificați acțiunea DNA și a Laurei Codruța Chioveși. Câtă vreme dosarele sunt făcute cu mize care într-adevăr sunt importante pentru România și nu aduc în spațiul public suspiciuni legate de e deschiderea asta unui dosar, o răzbunare politică, cred că DNA este un organism extrem de important și vital pentru România de azi. În același timp îmi pun am îngrijorare, să știți, domnule Tăpălac, și o mărturisesc public, deși am și scris despre ea. Nu vreau să cred că forța unei instituții numită Direcția Națională Anticorupție stă într-un singur om. Aș vrea să cred, și cred că și dumneavoastră vă doriți lucrul acesta, că și după plecarea doamnei Chioveși de acolo, care s-ar putea produce pur și simplu natural, da? În urma terminării mandatului. Indiferent cine ar veni la conducerea DNA, lucrurile vor merge mai departe. Într-un ritm susținut. Așa s-a întâmplat și după domnul Morar. După ce a plecat, a venit doamna Chioveși și s-au mers mai departe, chiar mai bine. Deci nu stau într-un om. Avem dovada că nu stau într-un om. E regulă. Să sperăm că așa va fi. 25 de ani, domnule Turcescu, ați fost ziarist, sau 23 de ani. Sau, mă rog, ce ați fost? Cum veți convinge Vă rog, domnule Tăpălagă, reluați. Am fost ziarist. Sau ce ați fost, pentru că n-ați lămurit ce ați fost. Dumneavoastră sunteți tot timpul aici, în față, și aveți ocazia să o lămuriți. N-ați făcut-o până acum, v-am dat ocazia de nenumărate ori. Dați-mi voie să am această virgulă. Dumneavoastră ce ați fost în toți anii ăștia? Ziarist 100%. Și în momentul în care erați consilierul doamnei Monica Macovei, ce erați, domnule Tăpălac? Consilier și afară din presă.
Mm-hmm. Afară din presă. Da, spus Iarisul 100%. Da, și cu cum o perioadă de 3 luni. Iertați-mă că s-ar putea la un moment dat să ies și eu, să spunem, din dificilă, politică. Dificilă, da, grea. Revenirea în presă. Nu mi-a plăcut. Complicată. Nu, pe durata celor 3 luni m-am simțit îngrozitor. Nu vă perioada aceea, da? Dar de ce ați făcut-o atunci? Pentru că am mers să o ajut pe Monica Macovei. Ok. Și eu, în momentul de față, intru în politică în dorința de a ajuta bucureștenii, domnule Tăpălac. E foarte frumos, doar... Nu, e foarte greu, să știți. Nu, e foarte frumos foarte că greu. Faceți asta, da. Dar să fiți foarte onest. Și anume, să le spuneți, candidez, nu mai sunt jurnalist, voi fi candidat. Și doi, ce am fost, ce am făcut în tot timpul ăsta. Am fost acoperit, n-am fost acoperit. Nu vreți să aflați ce voi face, domnule Tăpălacă. Ba da, cred că discutăm important și despre asta. Cum veți convinge bucureștenii ăștia că vă pricepeți la administrație? Și asta e o întrebare absolut legitimă, valabilă și pentru doamna Firea și pentru doamna Chireac și pentru toți cei care au făcut pasul ăsta în administrație. Domnule Tăpălagă, pe ce calități vă bazați? Mă bazez pe faptul că în vreme de 23 de ani de zile, așa cum a arătat societatea românească pe care am văzut-o în toate frământările ei ca jurnalist, am acumulat informații și legate de administrația publică locală și central. Am călătorit în țară. Am fost vreme de 4 ani de zile ca reporter zi de zi pe holurile primăriei capitale, în perioada mandatelor domnului Ciorbea și Lis. M-am uitat cu atenție la ce se întâmplă în Consiliul General. Și ca jurnalist, și dacă n-ai avea minte la un moment dat, presupunând că ai fi parașutat într-o redacție, n-ai cum să nu te îmbibi, să nu absorbi o grămadă de lucruri care vin peste tine în fluxul de evenimente din actualitate. Sunt un om care vreme de 23 de ani a lucrat în mediul privat. Am condus redacții, am creat redacții, am fost în postura de a manageria la un moment dat și în prezent societăți comerciale, să înființez societăți comerciale, să scriu bugete, să conduc echipe de oameni, să discut cu contabili, să discut cu tot soiul de angajați care creează la un moment dat nucleul unei societăți comerciale. Nu am avut niciodată, și rețineți lucrul acesta, vreun contract cu vreo instituție de stat. Ca jurnalist sau ca manager de firmă nu o să găsiți niciodată, de asemenea rețineți că va fi important în economia campaniei electorale, nu veți găsi semnătura lui Turcescu în calitate de director de gazetă sau mai știu ce, pe contracte de publicitate cu statul. Lucrurile pe care le-am făc, banii pe care i-am câștigat din această meserie, nu puțin. Cam cât ați câștigat din această meserie? Am avut contracte foarte bune, de sute de mii de euro, domnule Tăpălagă, în timp. Da? Am avut contracte foarte bune, dar vă atrag atenția, iertați-mă, vă spun, nu vă atrag atenția, că la momentul în care niște foști colegi cu ghilimele de rigoare, spre exemplu, din Realitatea TV, au publicat contractul pe 3 ani de zile al lui Turcescu, în care apărea că era vorba de aproape 1 milion de euro, care, vezi, doamne, s-au dus direct în buzunarul lui Turcescu, am făcut un lucru foarte simplu, domnule Tăpălac. I-am rugat pe foștii mei colegi de la regia de publicitate din acea vreme de la Realitatea să facă publică suma pe care emisiunea lui Robert Turcescu, doar una din ele, deși eu ca producător mai aveam încă două emisiuni, Arhitectonic și Kilo Cruciada, i-am rugat să facă publice veniturile pe care le aducea stației Realitatea TV, talk show-ul principal al stației, și anume emisiunea 100%. În fiecare an, suma pe care o încasa Realitatea TV de pe urma emisiunii 100% depășea 1 milion de euro pe an, spun încă o dată. Mâine, și o spun din nou cu tărie, ca manager de presă, dacă vreți, dacă un realizator îmi cere un salariu de 20.000 de euro pe lună, și nu sunt salarii exagerate în presa din România, mai ales în anii în care economia mergea mai bine, publicitatea era mai multă. Dacă mi-ar cere un realizator 20.000 de euro pe lună, iar veniturile din publicitate s-ar situa peste această sumă, cu 5, cu 10.000 de euro, cu 15.000 de euro, sau le-ar dubla, i-aș da fără niciun fel de problemă. Deci, ce vă recomandă pentru primărie? Pe scurt. 1, 2, 3. Calități. Sunt un om hotărât să schimb fața administrației locale a Bucureștiului. Militez pentru transparență, nu am nevoie să fur din primărie ca să mă îmbogățesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am, am doi copii acasă, nu vreau să ajung după gratii, nu vreau să ajung la DNA, nu vreau să fiu în cârd cu o grămadă de indivizi care s-au cocoțat în funcții administrative pentru că poate le-a cerut o viață sau nu li se părea că au suficient în conturi. Deci din această perspectivă
vă garantez că în ceea ce mă privește voi încerca cu mare greutate, e adevărat, dar spun din nou, mă bazez și pe rezervele pe care le-am acumulat până acum din punct de vedere financiar, să trăiesc dintr-un salariu de primar general al capitalei, care înțeleg că ajunge pe la vreo 1000 de euro. Bun. Doi la mână. Domnule Tăpălagă, am făcut teren ca jurnalist ani de zile. Am bătut Bucureștiul dintr-un cap în altul. Știu să lucrez cu oamenii, știu ce înseamnă munca pe un șantier, știu să fac lucruri pe care sunt convins că mulți alți candidați habar nu le au. Știu ce înseamnă o sudură, știu ce înseamnă să dai cu ciocanul, știu ce înseamnă să dai la sapă, știu când își bate un muncitor joc de o lucrare publică, știu să mă uit la un moment dat dacă se toarnă un strat asfaltic corect sau nu. Nu trebuie să faceți astea ca primar. Oh, domnule, ca primar, altcine, altele sunt atribuții. Eu vorbeam acum de felul în care, la un moment dat, iertați-mă, cam așa stau lucrurile în București. Dacă vedeți astăzi șantiere pe care s-au depășit termenele stabilite, de altfel uneori pe bani europeni, de terminare acestor șantiere și de dare în folosință a lucrărilor, este pentru că niște nemernici care aveau chiar în fișa postului să supravegheze terminarea acestor lucrări, n-au mers pe șantier, domnule Tăpălagă. Vă dau exemplul acelui pod, de unde era, unde Traian Băsescu s-a dus la un moment dat aproape zi de zi, încercând să le spună oamenilor să termine, când după inundații, unde era podul, vă mai aduceți aminte, care se rupsese, mai știi, atâtea valuri de inundații au fost. Până nu te duci la un moment dat, asta este mentalitatea, din păcate, în România, în continuare. Ne întâlnim și cu zugravii acasă. Ați avea curajul să îl credeți pe un zugrav care vă spune că vine să vă văruiască locuința și că termină într-o săptămână? Păi durează o lună de zile dacă nu este zi de zi acolo, domnule Tăpălag. Iar dincolo de asta mi-a spus un al treilea punct, care de asemenea este foarte important. Uitați, am aici și voi face public imediat după validarea candidaturii un program intitulat Viziunea București 2030. Domnule Tăpălagă, dacă după 2 ani de zi, după 8 ani de zile, vreau 2 mandate la primăria capitalei și le voi avea. După 8 ani de zile, cei care vin, și lucrul ăsta nu s-a întâmplat din păcate până acum, vor trebui să continue niște proiecte pe care ni le asumăm. Că de-aia arată Bucureștiul astăzi cum arată. Pentru că fiecare primar vine cu păsărica lui. E foarte bine că aveți o viziune pe 10 ani sau 15 ani. E foarte bine că aveți un proiect. Numiți măcar 3, foarte pe scurt, că ne apropiem de finalul interviului, 3 proiecte importante, pe care dumneavoastră le considerați atât de importante, încât doriți să le lăsați în urma dumneavoastră. Aș vorbi despre un lucru care este vital acum în București. Uitați, eu nu cred că viața unui oraș și a locuitorilor din oraș se poate dezvolta în absența unui alt fel de parteneriat public-privat. Eu mă refer în momentul de față la parteneriatul dintre mediul privat din capitală. Este totuși orașul care are aici inima, dacă vreți, economiei naționale. Deci, zona privată, zona de administrație publică, locală sau la nivelul Consiliului General, al primăriei generale și, evident, locuitorii acestui oraș. Dacă aceste 3 lucruri nu ajung să lucreze împreună, dacă nu ajungem să responsabilizăm în sensul adevărat zona privată, să o facem să fie parteneră la administrației publice, iar cetățenii, văzând acest parteneriat, să se implice și ei, Bucureștiul va fi un oraș distrus în câțiva ani. Pentru că, domnule Tăpălagă, spre exemplu, foarte important e, dincolo de a discuta despre ce se află deasupra asfaltului, de la clădiri, la străzi, la ce vreți dumneavoastră, monumente, uitați-vă cu mare atenție, dacă puteți, pe date care arată ce nenorocire este sub București. Bucureștiul, la ora la care vorbim, spun din nou, e un oraș putred, de la tot ceea ce înseamnă canalizare, alimentare cu apă, cabluri care traversează prin subteran Bucureștiul. Vă dau un singur exemplu care ar trebui să ne îngrozească. Când s-au făcut lucrările la pasajul Basarab, s-au descoperit magistrale de furnizare a energiei electrice. Stăteau cu casca dată jos din cap și se uitau pe marginea gropii o grămadă de ingineri, o grămadă de muncitori, neștiind care cablu de unde e. Știți cum s-a rezolvat? L-au pus pe Dorel să rupă cablu, domnule Tăpălac. Și care quartal de blocuri sau instituții a țipat la vremea respectivă, au legat acolo repede un... Deci haideți să le sumarizăm. Care ar fi, așadar, primele 3 proiecte importante? 1, 2, 3. E nevoie de o redefinire a celor 2 regii autonome, aceste struțocămile, numite Radet și RATB. Sunt 700.000 de oameni care folosesc transportul în comun, domnule Tăpălac. Iar RATB-ul este într-o situație îngrozitoare. Cât despre Radet,
lucrurile sunt, nu se rezolvă doar prin unirea sau neunirea cu ELCE. Deci RATB, RATE, transport public și energie termică pentru bucureșteni. Este nevoie urgent în acest moment de găsirea unor variante prin care traficul în București să devină suportabil, dar și traficul auto, la el mă refer, și găsirea unor variante alternative. Cred că în momentul de față bucureștenii au dreptul și trebuie să se poată plimba, spre exemplu, cu bicicleta sau cu trotineta. Spuneți care e soluția dumneavoastră. În legătură cu traficul? Cu traficul. Cu traficul auto. Păi sunt multe variante, domnule Tăpălac. Măcar una, da, două. De la cele, în primul rând, legate, sigur, sunt lucrurile, sunt legate între ele. Ați încercat vreodată, spre exemplu, să intrați pe calea Floreasca? Eu nu mai intru cu mașina de mult în oraș. Nu mai intrați de mult. Hai, sunteți mai fericit, poate circulați mai mult cu metro. Cu metro, da, cu metro. E perfect. Toată lumea a recurs la această variantă în ultimii ani. Dar, dacă în jurul marilor obiective, unde aglomerări, dacă vreți, precum spitalele, liceele, zonele în care activează foarte mulți funcționari publici, vom lăsa în continuare haos. Nu vom avea varianta în care mă uitam acum venind spre dumneavoastră. E aici poliția capitală, este o grămadă de mașini, știți ce e în spatele sediului, e nenorocire curată. Dumne tăpălagă, la niciun kilometru distanță la universitate e o parcare subterană care zace goală aproape pe timpul zilei, pentru că toți în București vor să parcheze mașina în buza clădirii. 2. Străzile. Sunt variante în care se pot lărgi bulevarde. Sensurile unice trebuie continuate. Am investit sute de mii milioane de euro în acest nenorocit chipurile de sistem de sincronizare a semafoarelor și ne trezim că el tot nu funcționează la parametrii optimi în momentul acesta. Sigur, inelul de centură, despre care ni se vorbește de atâta timp că se va termina, toate aceste lucruri trebuie făcute urgent. Și astea sunt variante în care, într-adevăr, un oraș se va putea respira. Iar zona centrală a unui oraș, mai ales pe timpul zilei, mai ales în momente de aglomerare urbană maximă din perspectiva traficului auto, trebuie decongestionate. Vă gândiți și la descurajarea intrării cu mașina în oraș prin impunerea unei viniete? Uitați, de intrare în aici București. A fost o discuție. Primarul Londrei, dacă ați fost la Londra și am studiat cazul acesta la momentul la care am fost acolo ca jurnalist, fostul primar al Londrei a pus la un moment dat o taxă de intrare în zona centrală. Îți lași mașina mai departe multe de zona centrală și multe orașe au acest lucru. A fost un proiect nepopular, domnule Tăpălacă, și primarul din cauza acestui lucru a pierdut alegerile la momentul respectiv. Dar eu apreciez oamenii care își asumă pe termen lung și astfel de acțiuni. Pentru că dând din gură în mod populist și spunând eu o să las mai mult, o să cresc ajutoare sociale, o să fi... Sunt un om de dreapta, domnule Tăpălacă. Deci cu vinietă sau fără vinietă? E greu de spus dacă vinieta este varianta. Sau... Da? Dar înainte de a-i spune omului o soluție că... de taxare, nu, descurajarea nu soluția prea face soluția poate altfel. Să fie următoarea, domnule Tăpălacă. Spuneți. Da? Înainte de a pătrunde în inelul central, în zona centrală a Bucureștiului, trebuie să-i oferă omului varianta în care să poată să-și lase mașina eventual la stația de metrou Piața Unirii și să ia de Piața Victoriei și să ia de acolo metroul către universitate. Astăzi nu avem o astfel sau de situație. Sau să-l taxezi dacă musai vrea să intre în oraș. Păi noi nu taxăm niște... Noi ne batem joc de bugetul primăriei capitalei subvenționând aiurea tot soiul de lucruri, pentru că nu avem... Primăria capitalei nu are colaborare cu ANAF, domnule Tăpălagă. Noi nu știm astăzi subvenția pentru energie termică la nivelul întregului București să dă pentru toată lumea, indiferent că unul câștigă 10.000 de euro pe lună sau 1.000 de lei pe lună. Asta nu poate să reziste la infinit. Noi nu știm astăzi câți pensionari călătoresc în baza talonului de pensie și atât, spre exemplu, pe liniile transportului urban. Oamenii aceștia ar trebui să aibă un card de călătorie oferit gratuit pentru călătorii gratuite. Dar să vedem că sunt 200.000, 300.000. Nimeni n-a făcut lucrurile acestea. Și sunt multe lucruri de făcut. Deci colaborarea mea este cu ANAF, cu poliția rutieră obligatoriu și aici propun un proiect despre care poate vom discuta altă dată de reformare din temelia poliției locale și a ideii de poliție locală. Ea trebuie să aibă un rol altul decât de a păzi niște instituții pur și simplu și de a sta la poarta unor instituții, pentru că așa vor mărimile din primăria generală sau din primăriile locale. Aici ar trebui să existe un corp al polițiștilor locali pentru subordonat primăriei generale a capitalei. E nevoie urgent în momentul acesta de o nouă lege a capitalei. Asta nu se va putea face într-un mandat, dar bucureșterii vor trebui să spună cuvântul în legătură cu o lege a capitalei. Că orașul ăsta arată ca 6 orașe într-unul singur.
Și asta ne enervează pe toți. O nouă lege a capitalei, Robert Turcescu, cu sectoare, fără sectoare, cu voluntariu Pipera inclus în București, lăsat separat, cam cum vedeți? Da, zonă metropolitană, pentru că astăzi Ilfovul este dormitorul Bucureștiului, domnule Tăpălac. Și are un buget imens acest județ, județul Ilfov, despre el vorbesc, dar în același timp acest județ e într-o stare mai deplorabilă decât Vasluiul, domnule Tăpălac. Da? Care e un oraș părăsit și aflat într-o situație gravă din punct de vedere economic. Belferii care stau în Ilfov la conducerea Consiliului Județean, a primăriei, a primăriilor din orașele din județul Ilfov, sunt liniștiți, lor le convine. Toți și-au construit acolo palate, toți se retrag la un moment dat din oraș, merg în zona respectivă. Aici trebuie făcută o zonă metropolitană, rezolvăm în felul acesta și problema oamenilor care au nevoie de transport în comun acolo. Dar Ilfovul nu vine să contribuie din bugetul lui foarte mare la ceea ce înseamnă transportul acesta în comun. Rezolvăm și problema taximetriștilor, că sunt mulți taximetriști din București care astăzi mai au puțin și plâng, pentru că nimeni nu știe câte autorizații de taxiuri să dau de la Ilfov, nu există o evidență. Ilfovul trebuie integrat în ceea ce înseamnă zona metropolitană, nu mai este fezabilă din perspectiva mea ideea a 6 sectoare cu 6 bugete diferite plus bugetul primăriei. Dar, capitale, din nefericire, asta nu puteți rezolva dumneavoastră. Asta eu, trebuie să o rezolve Parlamentul, asta spuneam, legislativul, deci, de asta, soluțiile sunt la partide. Nu există un primar al capitalei bun și performant care să nu înțeleagă că e nevoie de o colaborare cu Parlamentul, e nevoie de o colaborare cu Guvernul și din această perspectivă, iertați-mă, sunt un tip căruia nu e teamă să intre pe coș dacă a fost dat afară pe ușă. Am făcut-o ca ziarist de nenumărate ori. O să bat la porțile lor până vor înțelege că Bucureștiul e cu adevărat important și trebuie luat în calcul. Asta am făcut și eu, domnul Turcescu, în interviu. Am bătut la poarta lui Turcescu să-mi răspundă, dar nu s-a prea deschis. Și o întrebare, dacă îmi permiteți, de bilă albă, bilă neagră. Pot să vă împrumut puțin modelul de bilă albă, n-avem bine, dar zicem pe gură, cu bilă albă, bilă neagră. Susținerea declarată a Elenei Udrea. Vă încurcă sau vă ajută? Susținerea doamnei Udrea? Declarată. A spus că vă susține. Foarte bine, mă interesează dacă doamna Udrea votează în București, să-l voteze pe Turcescu, la fel cum îl votează orice bucureștean. Acum ați înțeles întrebarea, e simbolistica politică a doamnei Udrea. Pe dumneavoastră, candidat, vă ajută? Vă da spun sau încă o dată, nu fac calcule de genul acesta, domnule Tăpălac. Dacă în momentul acesta m-aș lua după astfel de calcule, v-aș putea întreba, domnule, dați votul sau nu? Dacă nu zice, nu-i dau votul lui Turcescu, nu-l votez pe Turcescu, asta e opțiunea dumneavoastră. Da? Nu fac calcule de genul acesta, iar nu sunt omul care să pună un leucoplas pe gură cuiva. Mulțumesc tuturor celor care îmi susțin această candidatură la primărie. Vă ajută? Da sau nu? Eu de unde să știu, domnule Tăpălac? O bilă albă mă sau... Mă ajută, spun încă o dată, orice vot, inclusiv votul Elenei Udrea. Mă ajută orice vot al unui om care locuiește în București. Da? Nu-mi cereți mie să fac în momentul de față diferențieri de natură politică, pentru că vă reamintesc, intrarea mea în Partidul Mișcarea Populară s-a produs pe 11 martie, domnule Tăpălac. Da? De atunci sunt membru al Partidului Mișcarea Populară. Deci judecăți din această categorie că Udrea face bine, face rău Partidului Mișcarea Populară, susținerea, ce să fac eu ca jurnalist, fost jurnalist și actualmente membru de partid, să spun, domne, am făcut eu niște calcule sociologice și nu e bine, dar dacă mâine să spunem la un moment dat, nu știu, uite, hai să ne legăm de un eveniment de azi, Burci, săltat astăzi de Dicot, înțeleg, da? Patronul de la Adevărul. Zice, îl votez pe Turcescu la primăria capitală. Care e problema? Sau dacă un jurnalist, cum este, de exemplu, Radu Morar sau Grigore Carteanu, poate și Dan Tăpălagă, vor spune la un moment dat, îl votez pe Turcescu. Asta înseamnă automat că, nu știu, există o intersecție de planuri, de... Sunt oameni care locuiesc în acest oraș, indiferent cum îi cheamă, și cărora le voi mulțumi și le mulțumesc deja cu asupra de măsură, dacă s-au hotărât să-l voteze pe Robert Turcescu. Dacă nu mai au timp să vadă ce propune Turcescu. Îmi pare rău că n-am discutat mai mult despre o bilă albă sau neagră pentru acest răspuns. Veți primi, domnule Turcescu, de la cei care vă primesc, nu de la mine. Despre asta e vorba. Mulțumesc, Robert Turcescu, pentru interviu. Domnule Tăpălagă, vreau să vă mulțumesc și eu foarte mult. Nu m-am așteptat la un interviu comod, pentru că nu era cazul, da? Și vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat.
bucureștenii să decidă. În rest, eu spun din nou, din 6 iunie vin la primărie. Tic, tac, tic, tac. Da, eu consumă asta cu tic, tac, ăsta.